Doi eșeni au fost reținuți și alți doi sunt cercetați în stare de libertate pentru contrabandă cu țigări. Cei patru au fost duși la audierea seară după ce anchetatori de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, sprijiniți de luptători din trupele speciale ale poliției și jandarmeriei, au descins în trei locații din Iași. Polițiștii ieșeni fac zilnic acțiuni în zona piețelor unde se vând țigări de contrabandă aduse din Republica Moldova sau Ucraina. În urma investigațiilor au fost descoperite trei depozite de unde se distribuie țigările. Din locațiile respective au fost confiscate și 2500 de pachete cu țigări. În urma perchezițiilor efectuate de ofițerii din cadrul SIF, au fost ridicate aproximativ 50.000 de țigarete. Totodată mai multe persoane au fost duse la audieri la sediul IPJ Iași, iar pe numele a două dintre acestea au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, fiind introduse în arestul IPJ Iași. În ciuda numeroaselor acțiuni, traficanții nu renunță la această activitate. Astăzi, la orele prânzului, în zona pieții Nicolinea, se aflau cel puțin 8 persoane care încercau să vândă țigări de contrabandă.